Consiliul Județean Timiș anunță organizarea unei proiecții speciale a filmului documentar Phoenix Povestea pentru a onora memoria regretatului Nicu Covaci, membru fondator al legendarei trupe Phoenix. Evenimentul deosebit prin încărcătura sa emoțională și culturală va avea loc marți 6 august la ora 20.30 în sala multifuncțională din cadrul Palatului Administrativ Timișoara. La eveniment sunt așteptați toți membrii care au dat naștere și suflu acestui fenomen cultural de la începuturi și până astăzi. Intrarea este liberă, iar toți cei care doresc să aducă un omagiu mare lui artist sunt invitați să participe la acest moment de celebrare a unei vieți dedicate artei și libertății. Nicu Covaci a fost un muzician extraordinar, un simbol al libertății și al spiritului creativ, iar prin acest eveniment onorăm moștenirea culturală impresionantă pe care ne-a lăsat-o. Ne dorim ca această vizionare să fie un tribut adus unui mare artist, a declarat Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș. Noi românii nu am realizat pe cine am avut lângă noi. A fost de o umanitate și de o mărinimie cât toți cei care îl iubesc la un loc și îl voi iubi. Despre Nicu Covaci nu se poate vorbi decât la viitor. El este parte din cultura noastră identitară din noi ca români, mărturisește regizorul filmului Cristian Radunema. Pe parcursul proiecției filmului, participanții vor redescoperi momentele cheie din cariera trupei Phoenix, precum și impactul pe care Nicu Covaci l-a avut asupra muzicii și culturii românești. Documentarul surprinde esența unei Existențe dedicate creativității și libertății, oferind o mărturie emoționantă a unui drum plin de provocări și realizări remarcabile. Evenimentul este deschis publicului larg și sperăm să reunească fanii ai trupei din toate generațiile pentru a comemora împreună viața și opera lui Nicu Covaci.